Astăzi am avut o oră de educație tehnologică și am avut ca produs final unitate de conținut, colaje și decorațiuni. Scopul activității a fost de a crea în comun cu copiii un colaj și acest colaj este un colaj tematic dedicat sărbătorilor calendaristice, sărbătorilor de iarnă. Azi ne-am învățat o poveste despre mănușă. La lecția ți-am învățat noi nou să facem colaje. Eu cunosc de sărbători de iarnă, Anul Nou și Crăciun. Sărbătoarea mea preferată este Crăciunul. De Anul Nou îmi place că Moș Crăciun ne aduce cadou, ne jucăm cu zăpadă. Ce ai preferat de copii? Azi este prima zi de iarnă, așa este? Da! Este 1 decembrie. Deci, prin astfel de lecții, mai întâi de toate, copiii învață să iubească școala, să iubească disciplinile școlare, să creeze lucruri frumoase, să fie creativ, să fie cu imaginație. De a vedea frumosul în orice îl înconjoară pe copil, de a se bucura de cele mai mici bucurii și succesele ale sale, de a vedea rezultatul muncii și a-i place ce aici face. Mie mi-a plăcut azi la lecție să fac colaje. Mie mi-a plăcut să fac aplicația de iarnă. Mi-a plăcut surpriza făcută de Ren. Mi-au plăcut foarte mult. A păstrat locul din muncă în perfectă ordine. Ceea ce pentru clasa 1 este cam dificil de făcut, dar aceștia au lucrat rapid, ordonat, îngrijit și au respectat tema impusă de către doamna învățătoare. Copiii au primit plicuri individuale, iar în plicuri au fost detalii mici, care ei le-au asamblat și au creat colaje plane, iar cu ajutorul acestor colaje am decorat brăduțul de Crăciun. Totuși noi, învățătorii, avem un izvor nesecat de creativitate, ceea ce am văzut astăzi la lecția respectivă. Toate lecțiile pe care le organizează și le desfășoară doamna învățătoare, secretar Svetlana, deci dumneavoastră demonstrează o dragoste foarte mare față de profesia pe care o are și față de copiii pe care îi instruiește. Copiii, într-adevăr, sunt educați în dragoste. Avem un spațiu bun și favorabil de învățare, unde copiii au toate condițiile de a crea și a se dezvolta. Faceți copii!